Bună ziua, sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să pregătim astăzi un piure de cartofi. Este o rețetă simplă și gustoasă. Toată lumea face acest piure de cartofi. De ce ar fi diferită rețeta pe care o fac eu? Haideți să vă arăt cum fac eu piureul de cartofi și vă convingeți singur dacă este diferit sau nu. Eu îl fac puțin altfel ca un piure de legume care are o dulceață aparte. Ce ne trebuie pentru această rețetă? 2 kg de cartofi. Vă recomand să folosiți cartofii aceia care au coaja galbenă, nu cei care au coaja roz. Cartofii care au coaja galbenă, deci cartofii galbeni, sunt mai făinoși și sunt recomandați pentru piure. Eu mai folosesc o ceapă mică și un morcov pentru piureul de cartofi. 200 de grame de smântână grasă, groasă, 50 de grame de unt, sare și, în plus, un truc pe care îl folosesc, dar nu e obligatoriu să-l faceți și voi. Folosesc puțin cașcaval ras sau parmezan. Aici am undeva la o lingură două de cașcaval sau parmezan. Acesta va da un plus de savoare piureului nostru. Haideți să vedem cum le facem. Completez cu apă cât să fie acoperite legumele cu două degete în plus, nu mai mult. Atât ne trebuie să fiarbă legumele bine. De la început, adaug sare, o linguriță rasă de sare. Cartofii vor avea o dulceață aparte atunci când pun sarea de la început. Punem capacul și lăsăm să fiarbă. Când sunt cartofii fierți, revenim și facem piureul. Legumele noastre au fiert, așa că acum facem piureul. Se sfărâmă focul. Eu folosesc un teac. Adaugă acum untul. Pe măsură ce amestecăm, piureul nostru înglobează aer și devine din ce în ce mai bucur. Adăugăm smântână câte o lingură pe rând. Eu am scurs toată zeama de la piure, da? Am lăsat doar legumele fierte fără apă deloc. Pe măsură ce punem smântână, vedeți că se albește piureul. Atât. Mie mi-a intrat doar 120 de grame de smântână, pentru că văd că i-a pus piureul. Vedeți cât cere piureul și adăugați. Între 100 și 200 de grame de smântână. Acum adăugăm și cașcavalul. Și gustăm să vedem dacă mai e nevoie de sare. Pe gustul meu este perfect, nu mai pun nimic. Dacă mai vreți, îi mai adăugați sare. În funcție de ceea ce vreți să puneți alături de acest piure, îi puteți adăuga un strop de piper sau un cățel de usturoi pisat fin, cum doriți. Acesta este piureul nostru. Acesta este piureul meu de cartofi. Vă invit să probați rețeta. Are un gust extraordinar de gustos.
Are mai multe variante de preparare pe care vi le-am dat. Sper să-l probați și să reveniți cu impresii. Până la următoare rețetă, vă spun la revedere și vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube și dacă vreți să-l recomandați și prietenilor.